Salutare tuturor, eu sunt Crip și m-am regăsit la un nou episod cu Rocket League. Acest episod este mai special deoarece am invitat câțiva abonați să ghicească rancurile unor player aleși la întâmplare. Pe de altă parte, pentru a nu primi comentarii de felul Crip îi copiez pe cei din afară, acest content este inspirat de la maestrul YouTube-ului, bine, mă rog, după Masti, pentru că el e zeul acestei platforme, Sunless Khan, așa că sper că nu vor apărea comentarii de acest fel. Astea fiind spuse, haideți să trecem la episod. Ok, deci o să fie 4 meciuri. Dacă ghicești rankul, o să primești 50 de credite, iar dacă ești pe aproape, vei primi doar 30 de credite. Ești pregătit să începem? Ok, am înțeles. Hai să-i dăm drumul. Ok, hai să-i dăm drumul. Văd că se duce la follow. Un save foarte bun. După cum face aerialele, cred că e un rang destul de mare. Gen, nu destul mare, gen un SSL sau așa. Cred că vreo champion 3. Da, după cum se poziționează, da, cam pe acolo. Un champion 2 sau 3. Ok, ok, ok. Îmi place combo-ul lui de la Fennec. Okay. Asta, mamă, și-a luat demo. Cum ți se pare că joacă până acum? Are mecanici bune sau? Cât de cât. Echiperul lui cred că are alfa boost, dacă nu mă înșel. O! Un aerial foarte frumos. Așa am zis. Bă, până eu. Acum e bun. Ok, așteaptă pasa. I-a dat un shot ok. Da, să vedem cum face kick-off-ul. A dat fake. Am să văd cum face kick-off-ul. A, nu s-a dus el. A, fake, ok. Până acum e bun? Da, e bun. E și half flip. Ce rank ai dat până acum? Un Diamond 1. Diamond 1, ok. Mamă, ce ribă, da. Asta e un rank cam mare. Bun. S-a băgat la minge ca să-i dea timp la lui, dar a pierdut 51. Și-a luat gol aici. Da, am văzut. E cam crește rank-ul. Ei, cam crește, nu? Aaaa. Așa, nu știu. Mare. Acum să văd tot meciul. Nu e chiar tot meciul, e până pe la minutul 3, cam așa. Până, e ok. Până pe acolo e. Oricum, crede-mă, n-ai nevoie de mai mult. N-ai nevoie, îți zic sigur. Da. The fast kick-off, văd. Da? E bunicel. Ia, stai să o kick-off, să văd ce rank aș putea să zic. Un speed flip cât de cât messed up, adică finalul nu a ieșit aproape deloc, landing-ul și ultimul spin, flip, scuze. Ce rank ai, da? Champion 2, tot la fel? Nu prea. Cred că vreun diamond, nu diamond, vreun champion 1, divizia 3 sau, da, divizia 3. Nu, no, fără champion. Divizii, fără divizii, că nu am nevoie. Da, champion 1, champion 1. Ok, și tu jurizezi, nu vreau să te influențez. Da. Mă, zice un champ 2 sau ceva de genul, dar... Oh. I don't know, nu vreau să te influențez în niciun fel, e alegerea ta, tu... Mamă, ce tân... Mamă, tu jurizezi, eu n-am nicio treabă, absolut nicio treabă. Corect. Și s-a terminat videoclipul. Ce rank i-ai da acestui player? I-aș da un champion 1. Champion 1. Ești 100% sigur că acesta este răspunsul? Eu te întreb? Da. Da, de... ok, deci da, da? Da. Ok. Nu știu, tu jurizezi, nu vreau să te influențez în niciun fel. Oricum poți să te răzgândești dacă... Nu, no, Diamond 2, 3. Care? Diamond 2 sau 3? 2. 2. Ăsta e ultimul răspuns, da? Da. Ok. Da. Hai că s-a terminat. Deci ăsta e rank-ul. Ăsta zici tu că e rank-ul? Da. Ok, ia zi. Ce rank crezi tu că e acest player? De fapt toți sunt același rank, dar zic așa. Ce rank crezi că e? Acest player este champ 3. Ești sigur? Ești 100% sigur de răspunsul ăsta? Deci avea super fast aerials. Nu știu, avea... nu te influențez. Tu decizi. Champ 3, da. Champ 3. Ok, ia-ți David, că s-a terminat videoclipul. Cum ți se pare că a jucat playerul? E destul de bun. Ok. Diamond nu cred că are cum să fie, că e prea puțin pentru el. Rămân tot pe un Grand Champion 2. Deci ăsta e rankul pe care tu îl dai. Da. Deci, după mine,
Așa. Cred că rankul acestui player este un champion 2. Ești 100% sigur. 100% sigur. Deci mai jos de ce nu prea are cum să fie Diamond, n-are cum, zic eu, că chiar n-are cum. GC2. Ești sigur de răspuns? Te întreb. Nu vreau să te influențez în niciun fel. Deci... Dacă trebuie să zic neapărat GC2 sau GC3 sau GC1? Bă, tu știi, deci eu nu mă bag. Eu nu gen, dacă în general trebuie să zic. Da, 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 GC2, GC1, 3 și tot așa, Diamond 1, 2, 3. GC2. Hai să zic un champion 2. Ești sigur? Deci ăsta e răspunsul final. Da, da. Ok, dragul, deci fii atent. Playerul la care tocmai te-ai uitat a fost SSL. Băi, ești prost. Da. Toți au fost SSL, toți de acolo. Erau da, pro player. Așa se joacă. Da, erau pro player din echipe. Bă! Da? Dacă era mai mult. Da, este. Dar n-a făcut nimica. Bă, vezi că joacă extrem de bine. Adică eu când am văzut gameplay-ul am rămas mască. A rămas chiar hai. Da, îs praf. Pe bune. Pe foarte bune. Nu cred. Ba da, este SSL, toți de acolo sunt SSL. N-are cum. Ba da, toți. Wow. Toți playerii sunt SSL. Dar nu și-au pus pasă nimic, adică. Bă, nu știu, pentru mine, îți zic sincer că eu aș fi dat un GC și GC1, GC2, dacă îmi joacă. Pare că e mai intens în champion decât sunt SSL după meciul ăsta. Oh, 1v1. Da, asta e 1v1. Asta nu a fost speed flip nici bătut. Ok. Hai să vedem ce kick-off facem. Da, 1 basic. Ok, un fast kick-off, merge de 1v1. Pe car design și gameplay deocamdată aș crede că e un platinum, un plat 3, diamond 1. Foarte bine zis, foarte bine zis, că și eu mă iau mereu după car design. Foarte bine zis. Scan grăbește. Camera setting-urile astea sunt pic așa. Dau multe de bănuit. Reset-ul de la car la fel. Toată lumea s-o a zis de reset-ul ăla. Toată lumea a zis de mașină. Că... Da? Da. Mamă, adversarul a dat un kick-off mai bine, nu-l dădea. Mă gândesc la un plat 2, dar... Sincer, dribbling-ul ăsta mai bine nici nu-l dădea. Hai că nici nu s-o lovi de poartă. Hai că nici nu-s hater la băiatul ăsta. Pe kick-off n-a fost așa de bun, dar a fost un 50 destul de bun. După cum a dat celălalt kick-off-ul, nu știu ce să spun. Super bună tactica asta. Te uiți și la cum joacă celălalt, bine așa. Da. Nu mult se uită, să știi. Bun, s-a băgat la 50 și aici trebuie să te dea și o popă. Deocamdată tot așa, un diamond 1 după movement. Nu, kick-off basic. Mama, vrea să dea rotate-ul meu. A dat rotate cu bara. Oh, a dat un, da, un clear. Văd că ăla dă numai target. Sigur, nu cred că așa un rank așa de mare. Ce rank ai dat până acum? Un diamond 2. Ok, ok. Da, sigur. E rank micus, nu? Da, adică, ce să zic, pe acolo, un diamond. Diamond 2, cred. Hai să vedem, poate totuși îți schimbi părerea. Da, da, da. Dar până acum, da, un Diamond. Diamond 2, după cum joacă și celălalt adversar. Ok. A vrut să dea un flick. Ce flick să mai dea? Bă, și adversarul lui pare bun. Sper că au fost din greșeală. I don't know, nu mă bag, e jurizarea ta. Tu știi. Tu știi aici, eu nu... Eu știu. Nu vreau să te influențez cu absolut nimic. A, mă, era open-et aici, dacă... A, ballcam-ul, când își dă toggle la ballcam și la carcam aia, mi se pare puțin așa low rank. Adică, sigur, mai puțin de Diamond 1, n-are cum. Eu sunt Diamond 1 și nu joc așa nici dacă nu mai jucat după 3 săptămâni. Vorbești din experiență, super bine. O gândești bine pe asta. Păi, bine, mă rog, nu sunt chiar Diamond 1, sunt Diamond 2 sau la double sunt Diamond 3, da? Mă, uite, ce-o vreau să fac aici, nici el nu știe. Un fake, cred că. Da, el știe. Eu știu. Și se are gameplay-uri foarte încete aici, pur și simplu nu... Ăsta, sincer, plat 2 maxim. Dacă tu îmi zici că ăsta e peste plat 2. I don't know.
Eu nu știu. Și s-a terminat videoclipul. Cred că este un platunu. Ești sigur de răspuns? Nu vrei să schimbi ceva? Banu. Ok, deci nu, nu e sigur. gol 3. E gol 3. Ăsta e finalul? Deci ăsta e răspunsul final? Da. Gol 3, da? Da. Undeva Diamond 1. Platina 3. Deci Diamond 1, da? Sau Platina 3, care? Platina 3. Gata. Ok. Cred că un Diamond 1. Deci ăsta e rancul final, da? Diamond 1. Da, n-a fost nici așa. Ok. Hai să zic un Champion 3. Champion 3? Yeah. Ești 100% sigur? Nu. Ok, te mai las să te mai gândești. Hai să zic Champion 1. Champion 1. Acum ești 100% sigur? Da, dacă și ăsta e SSL, mă las, nu mai... Ok, eu zic așa, ăsta era Diamond 1. Ești 100% sigur că ăsta e ultimul răspuns? Nu sigur, că și mai înainte Nemân a zis Champion 1 și ăla era SSL, da. Nu știu, eu te întreb. Mă, da, hai că sigur. Cât am zis? Stai, cât am zis? Diamond, da, Diamond 1. Diamond 1. Atâta era? Nu știu, stai, bă, așteaptă că nu. m-am panicat degeaba. What do you think? Face dribling-uri bune, save-uri frumoase, are un control bun al mașinii. Mi se pare puțin mai slăbuț, poate, ca celălalt. Dacă ăla era cam cel mai mare rank, eu o să-i dau un Grand Champion 3. Grand Champion 3 dai? Ești sigur că nu vrei să te răzgândești? Nu. Ce rank? Ce rank zici tu? Mecanicile au fost cele mai bune. Așa. Însă a gândit-o, ceea ce mă face să cred că este un Diamond 2. Diamond 2, ok. Juca bine, dar Diamond 2, nu știu, Diamond 2, apacala. Ești sigur de răspunsul ăsta? Ce era? Păi nu știu, te întreb, e sigur? Diamond 2, da, nu știu, nu prea se descurcă foarte bine. Ok. Parcă văd că e plat. Deci, playerul la care te-ai uitat acum este Gol 2. Gol 2 și joacă așa? Da, crede-mă, o să ai niște surprize fai de viața mea. Asta ziceam și eu, îi dădeam platină. Și eu la fel, frate, ziceam că e platină. Bă, n-are cum, e imposibil să fie Gol 2. E Gol 2 la 1v1 cel puțin, e Gol 2. Acum eu știu la celelalte ce e. Bă, ai fost super aproape, chiar extrem de aproape. Este Gol 2. 2. Da? Cumva golzii și cei din platină și din gold, nu știu dacă ai observat, dar au foarte șmechere mașinile. Deci nu înțeleg cum cei din gold și cei din platină au un combo pe mașini care sunt demențiale, dar eu nu înțeleg cum. Orice gold și orice platină. Da, este gold 2, toți i-au dat un rang mult mai mare și chiar joacă de un rang mult mai mare, dar e gold 2, ambii sunt gold 2. Wow. Gol 2. Da, este Gol 2 playerul și el și celălalt. Ambii sunt Gol 2. Wow, nu mă așteptam să fie Gol. Deci, zic sigur. Chiar mă așteptam că acum la Silver poți face ieri ele, adică na. Da, dar se pare că era Gol 2. No. Da. Păi serios? Vorbesc super serios că e Gol 2. Ambii sunt Gol 2. Ambii sunt... Sunt Gol 2. Am zis să mă uit la Rangen să zic un rang mai mare, așa că și celălalt sunt prea părut mare, dar... Nu, gândește-te, uite-te atent la clipuri, că o să-ți dai seama. Deci fii atent că acum e al treilea meci, de aici începe lumea să se prindă mereu. Mă, dar să mor eu, mă, cum... Da, era Gol 2. Gândește-o bine pe următoarea. Deci gândește bine următorul meci că... E Nicola is guessing the ranks. Și ambii erau Gol 2. Gold. Așa că ai fost destul de departe aici. Ambii playeri sunt Gold 2. Da, știu, Goldzii de obicei joacă super bine și au rank-ul super mic. Păi bă, ce jigmăneală e asta, nici ăștia de la Platinu nu joacă așa. Bă, ce mi-a dat site-ul, aia zic, deci ambii sunt Gold 2. Și chiar mi s-a părut că joacă super bine ambii. Are you ready pentru al treilea match? Da, deja la cum... Acum am zis pe mele două, e clar. Hai să vedem. Deocamdată kick-off nu foarte frumos, dar ok. Deocamdată nu prea am ce comenta. Parcă vezi că e masi. Hai că masi. Am, da, să te râsă de cameră.
Hai că nu se mișcă pe teren absolut de tot bine. Are rotation-uri un pic ca mult ball chase. Acum, asta zic eu, acum dacă ăsta nu-i ball chase, nu. Toată lumea a zis același lucru de ball chase. Ok. N-am văzut o kick-off decât 50-50. Da, o dată. Un... Da, e ok, ok, ok. M-am văzut că Vesel joacă destul de bine. Până acum cred că aș da un platină 1, platină 1 sau 2. Platină 1, bă, e ok, e chiar ok până acum. Bine, nu vreau să te influențez, deci tu decizi ce păi rancă. Da, după cum a jucat, gen, cum se duc pe minge. Da. Ok, un power shot frumos. Mamă, da, le ratează bine. Da, bă. Nu știu ce să zic. Plat Diamond deocamdată. Ok. Nu prea are controlul mingei sau mingii foarte bună. Mamă, ce chemare asta de exare. Ah, gata. Uite, dă power shot. Nici chiar cel mai bun power shot. Nu are Ford, văd. Da, are Ford-ul ăla F19. O dă aici, bar. Deocamdată e ok, se rotește, nu se găbește, nu-mi place. Aici putea să dea totuși pe poartă sau... Ce s-a încurcat cu mintea. Nu știu, mi se pare că aici trebuia să se ducă în poartă de mult și să le aștepte pe al lui să se bage. Shoot, ok. Pe undeva la tot, așa, platină. Mă, da, o da fail la wave dash, a încercat un speed flip și ăla l-a ratat. Ia. Nici un 50-50. Platino, ok. Ce platino? 1, 2, 3? 2, 3. Ok, au 3, da, nice. Nu, are movement cât de cât bun. Dar trebuie să se rotească și să nu se mai bage atât de mult la minge. Se pare că se bagă mult pe style lui. S-a terminat și videoclipul. Ce rang zici că e playerul? Platina 3. Ești sigur de răspuns? Da. Ok, Claps. E platină 2. Platină 2. Ăsta e răspunsul final? Da. Ăsta o cam făcut oarecum ce fac și eu. Chestii pot să le fac și eu. La zburat oarecum e mai așa, mai nu prea bun și la dribbling. Dar nu-i ceva wow. Dacă eu sunt undeva la gol, nu pot să-i dau decât Diamond. Diamond 2, să zicem. E sigur că nu te mai răzgândești? A, ceva nu-mi vine în cap, că prea bun, nu știu dacă e. Okay. Prea lab, nu, tot așa rămân. Diamond 2, nu cred mai mult. E sigur? Da, foarte sigur, nu cred, n-are cum să fie mai mult, mă, nu știu că... Deci, Max Diamond 2. Ok, deci, sincer, mecanicile nu prea au fost cele mai uimitoare, însă știu să facă, știu... să se roteze înapoi și basic aerialul, sincer, pentru că playerii din clipul trecut care au gol nu au făcut aerial, sincer le-aș da acestor player Platinum 1. Platinum 1, ok, da. Deci Platinum 1, da? Iarăși, ok. Mă, ok, deci ăsta, sincer zic, e mai slab ca ăla de dinainte. Ăla era gold 2, ai zis, nu? Uh-huh. Păi bă, dar n-are cum să fie nici silver, că... Mamă. Gândește-te bine. Aoleo, Johnule. O rata dribbling-ul acolo, se ducea în... nu folosea deloc aerial-ul, deci poate n-am văzut eu, dar n-am văzut să folosească aerial. Ceea ce mă duce puțin așa cu gândul la un... Nu are cum să fie gold 2 ca și ălalt. Ăla parcă era un pic mai consistent. Nici nu cred că ăsta e gold 1. Stai, dar acum vorbim de rancul la solo, nu? Da. Păi așa, că la solo nu-ți trebuie mechanics, știi? Poți să ai rank mare fără mechanics. Trebuie să ai rotation-uri până într-un punct. Asta e la 2v2 match-ul ăsta. Da, corect. Ok, hai, am decis, o să zic lat 1. Asta e ultimul răspuns. Afirmativ. Cred că platin. Ești sigur de răspunsul ăsta? Da. Ok. Verdictul final, cred că e un platină. Hai, un platină 2. Platină 2. Deci, sigur nu vrei să te răzgândești? Bine, platină 1. Platină 1. Da. Ești sigur de răspunsul ăsta? Da. Ok. Mai bine nu te răzgândeai, pentru că e platină 3. Platină 3. Și-am vrut să spun. Te-am auzit la început cum făceai platină 2. Da, am vrut să zic, dar au făcut prea multe greșeli pentru platină 3. Da, adică, mamă, ce close a fost ăsta. Bă, și te-am și auzit, deci ești primul care a zis platină TTT, știi? Gen, Clubs, ești primul care a câștigat 50 de credite și care a ghicit platină 3. Da, platină 3 era. Ești primul care a reușit să ghicească.
ok. Nice one. Tu de pe ce joci? De pe PC sau de pe PS? De pe PC. Perfect, hai că pot să-ți dau creditele. Nice. Bă, Bula, ai fost extrem de aproape iarăși, nu știu cum. Iară! Este Platina 3. Cum? Ăsta nu joacă de Platina 3. Bă, nu știu, mă, Platina 3 e. Acum vezi că o să zică toată lumea în comentarii, eu l-aș bate pe ăla și chestii de genul. Bă, da. Dacă cumva nu mai ghicești următorul meci, îți dau 30 de credite, ok? Două rancuri diferență, cred că aici o să-ți dau 30 de credite. Îți dau 30 de credite pentru ghesul ăsta. Super bine, okay. Super bine, chiar ai ghicit-o pe asta. Ai fost super aproape. Bine, având în vedere că toți playerii au devenit mult mai buni, adică când vezi un gol că face mare air dribble, da, nu. Bine să zici că e mare. Da. Smurf. E deja o realitate cu care ne confruntăm, așa că hai să trecem la următorul. Bun, ultimul clip. Ok, de la început se duce pe boost, pe un meci mult mai rapid. Bună okay. Observație, bună observație. Mecanicile par mult mai bune. Un cercare de dribble. Chiar designul nu e cel mai bun, însă asta nu înseamnă că nu poate fi un rank mare. Așa haotic. Haotic? Așa mi se pare mie. Nu ești primul care zice asta. Nu cred că e rank mare. E 1v1? Că nu dau. Nu, e 2v2. Place că nu se bagă pe style lui. Se rotește și ia multe pedori, adică are boost matchment-ul super. A stat prea mult cu ball came off. Deocamdată zic Diamond 2. Diamond 2, ok. Da. Inamicii se grăbesc, joacă foarte rapid, însă fac multe greșeli. Încearcă să joace mai mult inteligent, însă nu prea are cum, prea are timpul necesar. Și ratează, pare că cu echipele lui face mai toată echipa și el este doar să încurce inamicii. În basic aerial putea să îl facă mult mai ușor și își ia demo. Orică adversarul chiar a dat acolo un defens destul de bun. Nu știu până acum ce să zic. Ce rank e dat până acum? Chiar nu știu. Joacă și bine și rău. Și nu știu ce rank să îi dau. Gen nu joacă extrem de bine, dar gen acolo e ok. Am înțeles. Chiar nu știu ce rank să îi dau. Dar nu știu dacă e un rank mic. E destul de ok. După cum a arătat acolo open net-ul, nu știu ce să zic, cred că vreun... Nu folosește aproape deloc Volchem-ul. Adică, mă rog, folosește, dar sunt multe faze în care nu l-a folosit deloc și putea să-l folosească. Cred că trage de controller, de joystick, știi? Da, mă, da, atunci nu poți să te joci bine, că... Na, și la demo. Aici a dat un pic de ball chase. Teammate-ul a ratat open-net, din câte văd eu. Teammate-ul lui era în poartă, putea să o scoată lejer. Nu înțeleg de ce nu s-a dus. Aici nu a dat flip în minge să o dea mai puternic. S-a terminat și videoclipul. Ce rang zici că e playerul? Asta are câteva ratări, dar oricine poate să mai aibă. Dribbling nu prea am văzut că a făcut. Shoot-uri oarecum e bun, nu poate să zboare. Nu știu, undeva la Diamond sau Grand Champion. Mai mic nici nu cred. Cred că rămân la Grand Champion 1. Bun, deci el, chiar dacă nu a jucat foarte bine, inamicii și cu echipele lui au jucat extrem de rapid, extrem de bine, nu a ratat mingea, tactici foarte bune și, sincer, le-aș da un Grand Champion. Grand Champion? Ești sigur de răspunsul ăsta? Ăsta rămâne? Nu. Nu? Un Champion, maybe Champion 2. Champion 2? Ăsta? Gata? Sigur? Da, mi se pare că Grand Champion e cam prea mult. E prea mult, ok. Nu știu asta. Să fie două meciuri cu Platina? Asta zic, nu știu. Dar putea, adică n-a jucat nici bine și nici rău, a jucat tânte. Adică a făcut wave dash-ul, ceea ce nu mult îl fac. Asta am văzut din toate astea trei videoclipuri pe care le-am văzut până acum. N-a făcut niciun wave dash. Am văzut că a arătat un open net. Shot-urile pe poartă gen nu erau așa de bune. Nu știu ce să zic, nu știu, nu Platina, nu știu dacă îți dau Platina. Nu știu, o să merg și o să zic un Diamond 1. Diamond 1. Da. Greu, e greu ăsta. Chiar nu știu ce să zic, Platina 2, da, nu, Platina 3. Asta e răspunsul final? Da, cred că e silver acum.
Mă, și ăsta-i ceva low rank player, dar are mașină scumpă. Eu zic că, pot să zic că mai făcea și el câte ceva și da team să dădea mult ball chase. Da, ball chase se poate da la orice rang, deci nu știu ce să zic. A, eu din ce rămân cu părerea că și ăsta-i plat, n-are cum diamond, că eu n-am fost diamond sezonul trecut și jucam mult mai bine ca ăsta. Lui plat, stai să mă gândesc cât. Plat 2, a zice, eu zic asta, da, plat 2. Plat 2? Da, da. Deci, silver 3. Pă bune? Da. Asta-i deci, ăsta e ultimul rang. Da, silver 3, nu știu, nu mi-a plăcut deloc. Ok. Diamond 2. Diamond 2. Ok. Da. Playerul la care tocmai te-ai uitat și unii au zis că e silver 2 și silver 1 și platina și gold și cred că o singură persoană a zis diamond. Este champion 1. Ok. Știu. No, hai pe Rocket League să-ți dau creditele, Clubs. Este champion 1. Champion 1 da. Ăla. Da. Da, 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 toată lumea a avut aceeași reacție. Este champion 1, cred că o să pun ceva dovezi la filmare, pentru că altfel nu cred. N-are cum, nu cred. Nu, nu o să mă creadă n-are nimeni. N-are cum. Nu o să mă creadă nimeni, deci e champion 1. 100% nu o să mă creadă nimeni. Îl bade mu capul la spate. Mă, dacă te uiți la ceilalți playeri, ăia joacă ok. Ăia chiar joacă ok rău. Bă, dar asta e slab. Da, e paletă rău de tot. E slab în... Asta champion 1? Da, asta a zis toată lumea. Cum poate să fie champion? Nimeni nu l-a ghicit. Nici măcar n-a fost pe aproape. Toată lumea. Mă, champion? Da. Asta champion 1? Da, a fost champion 1 playerul. Păi intrăm GC noi, doi, ești nebun? Asta... Dacă asta champion... Da, cred că o să pun niște dovezi la filmare, că cred că nu o să mă creadă nimeni, mă crezi? Că asta... Dar era pierdut pe Valorant ăsta, nu știa da, ce faci. Da, era jale omul. Păi, cam atât a fost cu acest episod. Vă mulțumesc extrem de mult pentru toată susținerea de la ultimele episoade. Acest videoclip a durat extrem de mult să-l fac. Dacă mai vreți astfel de videoclipuri, nu uitați să-mi lăsați un comentariu. Eu am fost Crip, până data viitoare, rămâneți sănătoși. Pa, pa! A, da, și Master is the King.